Bună și bine te-am regăsit! Astăzi vom crea împreună o poveste. Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petreci timp frumos alături de mine. Privește aceste imagini. Ele reprezintă câteva personaje din povestea pe care o vom construi împreună. Trebuie să fii foarte atent, deoarece tu vei crea finalul poveștii. Tu vei stabili cum se va sfârși această poveste. Te invit să lucrăm împreună. Să ne fie mai ușor, voi pune fiecărui personaj câte un nume. Kids, Tom, Minu și Marele Rilu. Apoi, voi crea legături între ele. Să începem! Kit și Tom erau foarte buni prieteni, pentru că erau dorniși de aventură, într-o zi au hotărât să meargă spre orașul maimuțelor, despre care auziseră că acolo viața este foarte frumoasă. După doar câteva ore de mers prin pădure, cei doi îl întâlnesc pe Minu. Fericiți, Kit și Tom îi spun acestuia motivul pentru care se află acolo și îl roagă să-i primească și pe ei în vestitul oraș, să locuiască alături de maimuțe. Cei doi l-au convins pe Minu să meargă să vorbească cu Marele Rilu. Ajuns la el, Minu se tot gândea cum să-l convingă. Așa că... De aici, povestea va continua datorită ție. Crezi că îl va convinge? Ce se va întâmpla cu Kit și Tom? Poți să găsești un final al poveștii așa cum îți dorești tu să se întâmple. Nu uita, în povești orice este posibil. Spor la lucru!